Este foarte importantă pentru noi în ceea ce privește conservarea și protejarea patrimoniului nostru, imobil și mobil în același timp, pentru că avem foarte multe biserici vechi în zonă care vor intra în proces de restaurare și contez foarte mult să fiu și să dau în acest sens. Nu doresc să mai rețin atenția și nu doresc să îl rețin pe domnul Bocăr din ceea ce urmează la producțiunea dânsului de specialitate. Vă mulțumesc încă o dată. Pictura murală sau religioasă, are drept a biserică în Banat și în Lugăr. Aș aminti doar câțiva dintre înaintașii din această ramură a artei, cum ar fi Atanasie din Lugăr, Lazar și Gheorghe Gherdanovici. Aceștia au lucrat cam în secolul 18-19, ca și Petru Nicolis sau Constantin Daniel, care este a fost unul dintre mari pictori ai Banatului din vremea respectivă. Bineînțeles, asta am amintit numai că pe cazul să vorbesc despre ei, dar așa să continui cu doi reprezentanți de seamă a picturii religioase, și anume primul artist, Virgil Simonescu, care, după cum știm, fixat Catedrala Greco-Catolică din Lugăr. Este capul opera dânsului și de altfel a fixat și alte biserici din jurul Lugăjului. Și cel mai important a fost profesor la Liceul Brăticianu, unde are ca elev pe Victor Șurca. 1922-1999, ca să fim în ani, să știm despre cine vorbim, Victor Jurca a fost un om de seamă în pictura religioasă bănățeană. El a pictat peste 40 de biserici și printre altele așa aminti câteva biserici de la Reșița, Timișoara, București, Busia, Șpecica, Corneleva, Cireșu, Haba, Forcaș, și alte. Și dânsul a murit, cum am spus, în 1999. Și atunci a urmat o pauză. Și iată cine este continuatorul acestor pictori de biserică, cum a fost, cum am spus, Simonescu sau Jursa, iată apare doamna Dorina Zac, care la care asistăm acum la vernisajul expoziției dânsei. Câteva date despre doamna Dorina. Este membru a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Timișoara, secția artă plastică religioasă. Absolventa Facultății de Artă, Universitatea de Vest din Timișoara, specializarea conservare și restaurare, da? Având ca profesor pe Doina Mihăilescu. Să vorbim puțin despre dânsa, are participări internaționale, cum ar fi expoziția de grup Icoane pe scara Italia 2012. Concursul internațional de frescă, tot din Italia, tot prin 2012. Foarte importantă, accentuez cuvântul frescă, pentru că o să vorbim despre aceste tehnici în care lucrează doamna Dorina. A fost în tabără de creație din Grecia, de Spina, 2004. Expoziția
chestii personale și icoane în România. Palatul Centrului Militar Național București 2012, Galeria Proarte 2009-2005, Cercul Militar Lugos 1997, în străinătate la Nürnberg, în Germania, 2006. Expoziții colective tematice de diversă tematică, Bienala Națională de Artă Plastică Lascăr Vorel de la Piatra Neamț din 2011, Salonul Anual de Artă și al Artiștilor Lugoseni 2005-2009 și Salonul Național Studențesc de Artă Religioasă de la Petroșani în 2005. Lucrări personale și de pictură bisericească are pictura murală a Bisericii Sfântul Ion Botezătorul de la Victor Vlad de la Madrida, județul Timiș, în 2010. Pictura murală a Bisericii Sfântul Prolog Ilie, localitatea Bacova, județul Timiș, 2009. Pictura iconostasului Bisericii Pogrâirea Sfântului Duh, localitatea Victor Vlad de la Marina, județul Timiș. Restaurarea picturii murale a Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, localitatea Buzești, județul Timiș, în colaborare cu profesor dr. Ana Maria Baciu. Dânsa este din, o profesoară din Cluj. În 2007, pictura plasticelor bisericii Sfântul Iosif cel Nou de la Pașcu, localitatea Lugos, județul Timiș. Pictura iconostasului bisericii Sfântul Gheorghe, localitatea Coștei, județul Timiș, 2007. Lucrări în colecție privată din România, Germania, Italia, SUA. Acum vedem aici patru icoane mari, care cele două din mijloc sunt picturile o sâmbărăție de la Biserica Greco-Catolică din Șanovița. Așa. Celelalte două fac parte din același iconostas. Deci, acum, după ce am citit activitatea de acum doamnei Dorina ta, putem să spunem liniștit că este un continuator al marilor maestri al picturii bisericești. Și să știți cum cam toți pictori bisericești tot de una își găseau, dacă nu altă dată, duminică, să picteze, a fost un sat, să picteze un portret sau să picteze un peisaj, tot așa și doamna ta, nu se ocupa numai cu picturi bisericești, deci numai cu icoane, ci pictează și dânsul. Și dânsa a avut chiar o prezență la Timișoara, la catedrala din Timișoara, la catedrala din Timișoara, sub catedrala, în pivnița catedralei, e un muzeu. Acolo s-a făcut expoziție în cinstea eroilor căzuți în decembrie în Timișoara. Cele mai recente lucruri, dacă mă gândesc în interiore, a avut doamna ta și în expoziția care a avut vernisajul cu ocazia Martea de Poveste. Deci data de 28 februarie, când am fost alături de dumneavoastră și de acești bulogeni, în expoziție se găseau și două picturi ale doamnei ta. Sper că și chiar am fost întrebată dacă doamna poate fi prezent, de ce n-a fost cinesa, am dat explicație, fiind plecată din localitate, n-a putut participa alături de noi, și mi-aduc aminte exact și când era doar vlog, chiar eu l-am mirat. Mulțumesc și la fel pentru că mine ai atât de încărcat ca să n-ați fiind aici. Dar nu erau specific religios, erau de categoria celor de care... E foarte bine. Deci, acum, cele care știm cu toții, poate nu chiar toți, că aceste icoane se fac după niște camoane. Există
Există o carte care se cheamă Erminia picturii bisericești românești sau bizantine, așa, în care să știți că fiecare sfânt este descris. Cum trebuie să fie îmbrăcat, dacă are barbă, are barbă lungă sau scurtă, ce preză are și așa mai departe. Dânsa respectă foarte bine aceste canoane și de aceea se încadrează în pictura bizantină, care este o pictură tradițională românească, să zicem așa. Și ce mai refer la picturile dânsei, aceste culori. Știți cum e? Culoarea nu se învață. Cum să înveți toată ta teoria aia culorii care a scris-o fizicianul elvețian Johannes Hinter și-o scris toată teoria culorilor, poți să înveți de la A la Z și tot nu știi să folosești culorile decât ceea ce simți. Cu culoarea te naște. Și putem să zicem că Dorina Zac s-a născut o mare coloristă. Acesta se vede în combinațiile care le face în aceste icoane. Știți? Nu am mai vorbit niciodată despre contrastul simultan. Deci, cunoaște și aplică foarte bine contrastul simultan, care știți în ce constă? Că fiecare culoare își schimbă culoarea față de partea respectivă care este lângă ea. Verde, portocalii. Mai este dacă în locul portocalii ar fi, să zicem, albastru, verde la acesta ar avea altă culoare, altă nuanță. Și asta este, acest contrast este foarte folositor pentru pictor și văd că doamna Zac o folosește bine. În ceea ce privește fețele acestor sfinți, efectiv, pe mine mă încântă să privesc aceste fețe de pe icoanele dânsului. Mulțumesc mult, domnule Popăr, și ocazia acestei discuții mi-a adus aminte de o discuție pe care am avut-o tot aici, în Galeria Poartă, în care cineva la un vernisaj îmi spunea mai recent, artiștii nu vorbesc, în general, nu le place să discute fie despre opera lor, fie despre opera altor colegi. Eu mă gândesc cu aceste evenimentele pe care le organizăm și la care participăm, nu doar că ne reunesc din punct de vedere social, pentru că am mai auzit chestiunea asta, venim să socializăm, nu, venim să vedem într-adevăr ceea ce este definitoriu pentru comunitatea noastră. Ocazia deschiderii muzeului în luna august va fi un prilej care într-adevăr va scoate în evidență patrimoniul pe care îl avem, iar partea cealaltă a muzeului, care va găzdui o sală cu expoziție permanentă la artiștilor bucojeni, chiar și în absența lor va vorbi de la sine despre acest lucru. Și doamne, dar bineînțeles, chiar și pentru câteva cuvinte, pentru că mă bucur din nou, repet, pentru că avem alături de noi și sunt onorată că pot participa alături de noi la acest lucru.